Țineți-vă un pic, nu minimalizați șansele partidului, că există o variantă ca soția, încă soția dumneavoastră și Luis Lazaru să ocupe primele două locuri pe lista de europarlamentare, să tragă partidul în sus, să plece amândoi la Bruxelles. V-ați gândit la varianta asta? Da, împreună 2%. 1% Diana, 1% Vicențiu Luis, fost Vasile Țuțurică, da, știu, 2%. Dar de ce zice, stați un pic, de ce ziceți că doar câte 1% au de căciul? Și de ce spune fost Vasile? Așa că eu. Păi mai mult nu vor mai avea procentaj. Cu circul ăsta care se tot face, cu mahalagismul ăsta ieftin, continuu, pe care nu-l mai oprește Diana și pe care îl încurajează Vasile Țuțurică, actual Luis Lazarus, nu ai unde să te duci mai mult de 2-3%. Nu. Publicul românesc, votantul de rând, vrea altceva.